Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. 1 Ioan 5, versetele 16 și 17 Ăsta e un pasaj destul de controversat. Dacă vom citi comentarii, vom vedea tot felul de opinii diferite. Dar eu cred că e foarte consecvent cu toată învățătura scripturii și cu epistola Apostolului Ioan. Dacă interpretăm pasajele astea în context, nu avem cum să nu știm la ce se referă. De obicei se spune că sunt anumite păcate pe care dacă le comiți, Dumnezeu te omoară din punct de vedere fizic. Ok, să presupunem că credem asta. Care sunt păcatele alea? Pentru că trebuie să fie niște păcate vizibile pe care eu să le văd și să știu să nu mă rog pentru omoră. Asta spune Apostolul Ioan. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Deci eu trebuie să știu care e păcatul ăla care duce la moarte fizică, presupune că e vorba de moarte fizică, ca să nu mă mai rog pentru păcatul ăla. Care sunt păcatele alea sau păcatul ăla, că eu am vorbește de un singur păcat, nu? Care e păcatul ăla pe care eu îl văd la fratele meu și aplic ce mi-a spus Ioan aici? Nu mă mai rog pentru păcatul ăla. Pentru că Dumnezeu o să-l omoare fizic, dacă credem asta. Nu am de unde să știu. Nu am cum să aplic ce spune Ioan aici. Eu cred că dacă ne uităm în context, nu avem cum să tragem altă concluzie decât că aici e vorba de moartea veșnică. E vorba de iad. Iar păcatul la care se referă e același păcat la care Domnul Iisus face referire în Evanghelie. Că nu poate fi iertat. Un singur păcat. Hula împotriva Duhului Sfânt același păcat pe care îl comitau evreii din Evrei, capitolul 10, atunci când se le pădau în mod conștient și voit de Hristos. Acel păcat cu voia. Când după ce au fost luminați, după ce au știut că Hristos e singura jerfă, se le pădau de Hristos și nu mai rămânea nicio jerfă pentru păcat, pentru ei. Apostolul Ioan e consecvent cu toată Scriptura aici. E un singur păcat care duce la moarte și la moarte veșnică, nu fizică. Dacă ne uităm în versetul 16, Ioan spune, dacă vede cineva pe fratele său, vizibil, da? Eu îl văd pe fratele meu comițând păcatul ăla, săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața. La ce viață se referă Ioan aici? Dacă ne uităm în context mai sus, în versetul 11, scrie așa. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Versetul 12. Cine are pe Fiul, are viața. Ce viață? Viața fizică? Nu, viața veșnică. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Viața veșnică. Versetul 13. v am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Și apoi vorbește de rugăciune. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i-am cerut. Și exact după aceea zice: dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, deci în contextul ăsta al rugăciunii și al vieții veșnice, să se roage și Dumnezeu îi va da viața. Care viață? S-a schimbat de la un verset la altul? A vorbit de viața veșnică și acum vorbește de altă viață? De viața fizică? Nu! E vorba de viața veșnică. Să se roage și Dumnezeu îi va da viața, viața veșnică. Deci orice păcat ar comite fratele meu, eu sunt îndemnat să mă rog pentru el. Ca Dumnezeu să-l ierte și să-i dea viața veșnică. Cum îi va da această viață veșnică? Prin credința în Iisus Hristos. Omul ăsta, trăind în păcat, dă dovadă că nu e născut din Dumnezeu. Asta spune mai încolo, versetul 18. Știm că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, nu trăiește în păcat. Dar omul ăsta trăind în păcat dă dovadă că el nu are viața. Și eu trebuie să mă rog pentru el ca Dumnezeu să-i dea viață. Cum îi va da viața asta? Prin Isus Hristos. Cine are pe fiul are viața, cine nu are pe fiul nu are viața. Deci omul ăsta dă dovadă că nu l-are pe fiul. Observați că nu am ieșit deloc din context. Încerc să explic versetul ăsta în contextul lui. În contextul lui imediat. Și în contextul larg, dacă ne ducem, o să vedem că Ioan vorbește de niște oameni care au fost printre noi, au fost creștini, dar au ieșit din mijlocul nostru. Pentru că nu toți sunt dintre ei noștri. Și apoi îi numește pe oamenii aia antihriști. Ăștia sunt oamenii care au comis păcatul de moarte. Care au știut calea mântuirii, au fost în adunări creștine, dar în mod conștient s-au lepădat de Hristos. Știu că Hristos e jertfa de ispășire pentru păcatele tuturor oamenilor, oricărui om care crede în El, dar nu mai vor să creadă lucrul ăsta. Preferă să trăiască în păcat. Preferă lumea asta de acum. Sau ca evrei din evrei 10, preferă să se întoarcă înapoi la vechiul lor sistem de jertfe. Și nu mai rămâne nicio jertfă de ispășire pentru păcat, pentru ei. Deci interpretez versetul ăsta fără să ies din contextul lui. Ca să spun că e vorba de moarte fizică, de viață fizică, trebuie să -i induc eu un text asta. Dar dacă rămânem în context, vedem că e vorba de viață veșnică și de moarte veșnică. Deci eu pot să văd pe fratele meu care săvârșește un păcat care duce la moarte. Îl văd pe fratele meu care se leapădă de Hristos. Îl văd îi văd pe antihriștii ăștia care au fost dintre noi, dar nu mai sunt dintre ei noștri. Îi văd. Și apostolul Ioan mă îndeamnă să nu mai rog pentru ei. Că mă rog degeaba pentru ei. Și bineînțeles, nu se referă la orice om care păcătuiește o perioadă și așa mai departe. Nu. E vorba de oameni care în mod conștient știu că Hristos e singura jertfă de ispășire pentru păcat, dar nu vor să o accepte. Sau o acceptă o vreme și după aia zic, bă, nu mai vreau să cred în Isus. După ce ai fost luminat odată, nu mai poți să mai fi luminat a doua oară. Că tu ai fost luminat și ai respins lumina aia. Asta făceau și farisei când erau pe care să comită hula împotriva Duhului Sfânt. Singurul păcat care Domnul Isus spune că e de neiertat. Despre același lucru vorbește și Ioan aici. Deci Ioan îmi spune, dacă văd pe fratele meu, săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să mă rog pentru el și Dumnezeu îi va da viața. Îi va da viața veșnică. Și apoi specifică. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Moarte veșnică, în contrast cu viața veșnică. Și devine mai specific. Este un păcat, un singur păcat. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela, specific care e singurul păcat pe care îl găsim în Scriptură că e de neiertat? Hula împotriva Duhului Sfânt. Exact ce făceau și cei din Evrei 10. Bat jocoreau pe Duhul Harului. Respingeau Harul lui Dumnezeu. După ce au fost în adunări creștine. La fel cum zice și Ioan în epistola lui, de cei antihriști, care au ieșit dintre noi pentru că nu erau dintre ei noștri. Nu au fost niciodată mântuiți. Ei nu au avut niciodată viața. Au fost doar printre noi, au pretins că sunt creștini. Dar la un moment dat au comis păcatul ăsta de neiertat. S-au lepădat de Hristos odată pentru totdeauna. Și repet, nu înseamnă că păcătuiești o perioadă sau o perioadă nu mai crezi în Isus. Nu la asta se referă. Aici e vorba de ceva demonic, aș putea spune. Tu ești luminat, tu știi că Hristos e singura jerfă, dar o respingi în mod voit. Exact cum făceau evreii. Când Domnul le spune că să aibă grijă să nu hulească împotriva Duhului Sfânt. Că cel păcat e de neiertat. Duhul Sfânt mărturisea în mijlocul lor cu semne și minuni că Isus e Hristosul și îl respingeau. Respingeau mărturia Duhului Sfânt. Asta e hula împotriva Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îți mărturisește despre Hristos, te luminează și tu zici, da, știu, El e Hristosul, e de necontestat asta, El e singurul mântuitor, singura jertfă de ispășire, dar mie nu -mi trebuie așa ceva eu mă duc înapoi în lume. Sau mă duc înapoi la credința pe care o aveam eu înainte. Oamenii ăștia sunt niște antihriști. Nu mai pot fi aduși înapoi. Au ieșit dintre noi pentru că nu erau dintre ei noștri. Și nu o să mai vină niciodată printre noi. Deci să fie clar, nu e vorba de orice om care păcătuiește o perioadă sau o perioadă nu mai crede în Isus. Are îndoieli și așa mai departe. Aici e vorba de ceva mult mai grav. Zic eu chiar demonic ăsta e păcatul, la singular, singurul păcat care duce la moarte. La moarte veșnică. Pentru care Apostolul Ioan spune, nu îi zic să se roage pentru păcatul acela. Păcatul acela specific. Și apoi în versetul 17 spune, orice neregiuire este păcat. Adică orice încălcare a legii este păcat. Dar este un păcat care nu duce la moarte. Deci încălcarea legii nu e un păcat care duce la moarte veșnică poți fi iertat de el. de am zis că nu e vorba de orice păcat, că păcătuiește unul o perioadă sau că are îndoier și așa mai departe. Orice încălcare a legii e păcat. Dar e un păcat care nu duce la moarte veșnică. Poți fi iertat de el. Ce înseamnă asta? Că păcatul ăsta care duce la moarte, despre care am vorbit mai devreme, nu e o simplă nelegiuire. E ceva mult mai grav. E exact ce am zis mai devreme. E hulă împotriva Duhului Sfânt. E o lepădare conștientă, după ce ai fost luminat, de Hristos. Fără de care nu poți să ai viața veșnică. Și eu te pot vedea pe tine făcând asta. Și Ioan îmi spune, nu te mai ruga pentru el. ăla e un anticrist. Pentru mine, doar așa au sens cuvintele Apostolului Ioan și au aplicații chiar și pentru noi astăzi. Și doar așa le pot înțelege în contextul imediat și în contextul larg al epistolei și al scripturii. Nu-l pot înțelege altfel. Și sper să nu speri pe nimeni cu asta într-un sens rău, să se gândească, Mama, am holit Duhul Sfânt, am comis păcat de neiertat, pentru că Satan e foarte viclean și te poate agăța cu lucrurile astea. De-aia specific clar, nu e vorba de o simplă nelegiuire, de un simplu păcat. Sau că pentru o perioadă nu mai vrei să crezi în Isus sau ai tu niște îndoieli. Nu! E ceva mult mai grav. E vorba de o lepădare definitivă de Hristos. Am întâlnit o grămadă de oameni care o perioadă nu au mai fost la adunare. sau au trăit pentru o perioadă în anumite păcate. Dar oamenii ăia, chiar și atunci când trăiesc în păcatele alea, dacă te duci și îi întrebi, care e singura cale de mântuire? Îți vor spune Isus Hristos. Oamenii nu s-au lepădat definitiv de Hristos. Da, adică să nu încurcăm lucrurile astea. Aici e vorba de ceva mult mai grav. Dacă suntem născuți din Dumnezeu, nu avem cum să comitem păcatul ăsta. Chiar dacă putem trăi pentru o perioadă în păcat, nu ne vom lepăda niciodată într-un mod definitiv de Hristos. Vom ști mereu că El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Doar în El e viața veșnică.